salutare, ușor, ușor ajungem să finalizăm și acest test. Am ajuns la problema de geometrie de la al treilea subiect, problema numărul 5. În figura alăturată, triunghiurile ABD și BCE sunt echilaterale, B aparține lui AC, iar AB are lungimea de 12 cm și BC are lungimea de 6 cm. Punctele M și N sunt mijloacele segmentelor AE, respectiv DC. Prima cerință este să calculăm lungimea segmentului AE. Pentru acest lucru, construim înălțimea sau perpendiculara EF din B, din E pe BC, da? Sau înălțimea din BC. Deci, EF perpendiculară pe BC, știm că triunghiul BC este unul echilateral, deci EF reprezintă atât înălțime cât și mediană. Deci, EF pică la jumătatea segmentului BC, ceea ce înseamnă că BF congruent cu FC egal jumătate din BC, adică 6 pe 2 egal 3 cm. Dar noi știm că EF reprezintă înălțime în triunghiul echilateral, ceea ce înseamnă că putem aplica formula latura radical din 3 pe 2. Deci, EF egal cu BC radical din 3 pe 2, care înseamnă 6 radical din 3 pe 2, iar după simplificare obținem 3 radical din 3 cm. În triunghiul AEF, de asemenea și el dreptunghic, pentru că unghiul F de 90 de grade corespunde și acestui triunghi, aplicăm teorema lui Pitagora și aflăm că AE este egal cu AF la puterea a doua plus EF la puterea a doua. AF era compus din AB plus BF, înseamnă 12 cm plus 3 cm egal 15 cm. Așadar, AF la puterea a doua egal 15 cm la puterea a doua plus EF este 3 radical din 3 cm totul la puterea a doua. Acum aveți, ca de obicei, cum v-am învățat, două variante de calcul, fie ridicați la puterea a doua, faceți suma și extrageți radicalul, fie descompuneți în factor prim și tot ce aveți factor la puterea a doua poate să iasă, se reduce cu radicalul și pot să iasă acei factori în fața radicalului. Indiferent ce metodă utilizați, aveți grijă ca rezultatul să nu fie schimbat, să fie cel corect. Așadar, AE este egal 6 radical din 7 cm. Mergem și la punctul B, în care ni se cere să determinăm măsura unghiului MBN. Haideți să vedem cum anume putem calcula această măsura unghiului. Avem triunghiurile ABE și triunghiul DBC, în care AB este egal cu DB, deoarece ABD era un triunghi echilateral. Unghiul ABE este congruent cu unghiul DBC, practic este format, sunt formate ambele din 60 de grade ca și unghiuri ale unor triunghiuri echilaterale plus unghiul DBE, deci sunt congruente, iar BE e congruent cu BC, laturile mici ale fiecărui triunghi. Rezultă din cazul de congruență latură-unghi-latură că cele două triunghiuri ABE și DBC sunt congruente, ceea ce înseamnă că și unghiurile EAB și CDB sunt congruente, unghiurile acelea ascuțite ale fiecărui triunghi. Și, de asemenea, rezultă că și a treia latură, AE, este congruentă cu DC. Ne mutăm acum analiza către alte două triunghiuri, și anume
MAB și NDB. Știm că AM este congruentă cu DN, deoarece AE este congruent cu DC, iar M și N sunt mijloacele laturilor, înseamnă că AM congruent cu ME, congruent cu DN, congruent cu NC. Și jumătățile lor vor fi congruente, deci AM congruent cu DN. Mai știm că unghiul MAB este congruent cu unghiul NDB, adică același unghiul pe care l-am demonstrat la primul caz de congruență al triunghiurilor. Iar AB congruent cu DB ca laturi ale triunghiului echilateral. Rezultă din cazul de congruență latură-unghi-latură că triunghiul MAB este congruent cu triunghiul NDB, ceea ce rezultă că și unghiurile MBA și NBD sunt congruente. Dar unghiul MBN este format din unghiul MBD plus unghiul DBN. Dar unghiul DBN era congruent cu unghiul AMB și putem să înlocuim, ceea ce rezultă că unghiul MBD plus unghiul ABM este egal cu unghiul ABD, care are măsura de 60 de grade. Și astfel am aflat măsura unghiului cerut. Atât a fost pentru această problemă ca și demonstrație. Este vorba de o geometrie plană, nu este nimic complicat, însă ca orice sfat dat de fiecare dată la orice exercițiu și problemă, nu uitați să recapitulați conștiincios noțiunile teoretice pentru a putea le aplica cu exactitate și precizie și rezultatele, bineînțeles, că vor ieși așa cum vă doriți. Până data viitoare, vă urez să aveți spor la învățat, nu uitați, abonați-vă la canal, activați-vă notificările și veți fi anunțați de fiecare dată cum o grămadă de subiecte sunt rezolvate și explicate pe înțelesul vostru. Până data viitoare, vă urez să aveți spor la învățat. Pa, pa!